Aleluia! Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul! Binecuvântat să fie numele Lui din veșnicie în veșnicie, popor al Domnului! Suntem înaintea acestui Dumnezeu care este sfânt și ne închinăm în fața Lui. Aș dori să urmărim doar două versete mai lungi din Sfânta Scriptură, din 2 Cronici, capitolul 34. 2 Cronici, capitolul 34, versetele 3 și 4. Pentru subiectul din seara aceasta ar trebui să citim vreo două capitole. Ne limităm la două versete și după cum timpul ne permite, înaintăm în învățătura din cuvântul Domnului și bunul Dumnezeu să se atingă de inimile noastre și să ne vorbească. Capitolul 34 din 2 Cronici, versetele 3 și 4, pagina 483. În al 8-lea an al domniei lui, pe când era încă tânăr, a început să caute pe Dumnezeul tatălui său David. Și în al 12-lea an a început să curățească Iuda și Ierusalimul de înălțimi, de idolii Astarteei, de chipuri cioplite și de chipuri turnate. Au dărâmat înaintea lui altarele Baalilor și au tăiat stâlpii închinați soarelui, care erau deasupra lor. A sfârmat idolii Astarteei, chipurile cioplite și chipurile turnate. Le-a făcut praf, a presărat praful pe mormintele celor ce aduseseră jertfe. Amin, amin. Vă invit respectos să vă reașezați. Ne bucurăm să fim din nou împreună. Încă un cuvânt de bun venit pentru musafiri care ne vizitează. Sora Maria Coste din Austria, mama lui Mimi Lăpuște și Crina Ban, soră de corp cu Ion Hiticaș, ne vizitează. Îi spunem bun venit dacă e aici. Domnul s-o binecuvântează și vrea să se ridice pentru un moment. Ne bucurăm pentru toți cei care sunt împreună cu noi la părtășie, mai de aproape sau mai de departe. Bine ați venit la închinare. În seara aceasta, cu ajutorul Domnului, dacă am putea avea atenția dumneavoastră în următoarele minute, atât tinerii cât și cei mai în vârstă, vreau să aduc un mesaj pe care l-am intitulat Chemare la reformă. Chemare la reformă. Și aș dori să vă duc puțin în background-ul acestui capitol, capitolul 34. Iubiți tineri, iubiți frați și surori, în primul rând ținem cont că avem de-a face cu un popor în mijlocul căruia Dumnezeu a făcut semne și minuni. Dumnezeu i-a trecut prin Marea Roșie ca pe uscat. Dumnezeu a avut grijă de ei în mod miraculos 40 de ani în pustie. Dumnezeu a produs un cutremur de pământ care a dărâmat zidurile Erihonului. Dumnezeu a oprit apa care curgea pe râul Iordan și au trecut Iordanul ca pe uscat. Dumnezeu a făcut semne și minuni nemai auzite în mijlocul acestui popor. Și iată că ajunge poporul acesta la odihnă. Ajunge poporul acesta la pace. Iată că ridică Dumnezeu din mijlocul lor. Ridică proroci și domnitori, printre care David, un om după inima lui Dumnezeu. După el vine Solomon, care ridică și înalță un templu splendid în cinstea lui Dumnezeu. Datorită dorinței adânci pe care David o avea să zidească o casă pentru Domnul, văzând că el, împăratul, locuiește într-o casă așa de frumoasă, căptușită cu aur, împodobită cu fildeș și altarul Domnului, chivotul Domnului, stă într-un cort făcut din piei de animale. A zis, nu-i corect, nu-i fair, nu-i bine. Îl iubesc pe Dumnezeu prea mult, îl cintesc pe Dumnezeu prea mult ca să fiu mulțumit să văd chivotul legământului într-un cort din ăsta, când eu am astfel de condiții. Iată că Dumnezeu, prin Solomon, înalță acest templu, poporul lui Dumnezeu se bucură și e mare sărbătoare. Cum spunea, dacă nu greșesc, și președintele Reagan, nu-i nevoie decât de o generație ca să se piardă tot. Numai o generație e între noi și comunism. O singură generație.
într-o singură generație se poate să piardă totul. Poporul Israel a uitat foarte repede de Dumnezeu. A venit Ahab, un om rău din calea afară de rău, care a târât poporul în idolatrie. Manase cred că e pe locul 2. Numai Ahab cred că îl bate pe Manase. Manase e bunicul lui Iosia. Manase e bunicul lui Iosia. Manase a făcut niște lucruri teribile împotriva lui Dumnezeu. A pângărit templul, a zidit înălțimi, altare pentru Baal, pentru Astarte. Pur și simplu ne depășește când citim și zicem, cum e posibil așa ceva? Într-o generație oamenii pot să uite de Dumnezeu. Înspre sfârșitul vieții Manase se trezește și se pocăiește. În ultimii ani Dumnezeu îi dă harul și se pocăiește. După el vine băiatul lui Amon. Ăsta e rău, e prăpădit din calea afară. Atât ai de rău băiatul ăsta că slujitorii lui zice, cu ăsta nu scoatem la capăt. Ăsta face mai rău ca și taică-s-o. Deși că taică-s-o în ultimii ani s-a pocăit, se pare că pocăința nu s-a prins de băiatul ăsta. Băiatul a rămas tot rău cum a început el, alături de tatălui. Și slujitorii l-au omorât. Slujitorii au uneltit și l-au asasinat. A zis de împăratul ăsta, trebuie să ne scăpăm că ne duce la sapă de lemn. Poporul când a auzit că slujitorii l-au asasinat pe împăratul, i-a omorât pe toți. Pe toți cei care au uneltit. Și iată că se trezește țara cu un împărat la 8 ani de zile. Asta a fost criză. De aceea a ajuns Iosia împărat la 8 ani de zile. Pentru că tata lui a fost un om de nimic. Și slujitorii lui a trebuit să-l omoare. Se trezește Iosia la 8 ani împărat. La 8 ani împărat. Și cuvântul Domnului ne spune că el începe să caute pe Domnul în al 8-lea an al domniei lui, pe când era încă tânăr. 8 și cu 8 cât e? Cât e tineri? 8 și cu 8. 16. 16. 8 plus 8, 16. A lot of you are 16 and under, and most of us 16 and over. 16. Isn't 16 a beautiful age? Wow, ce fain e la 16. Știi de ce e fain 16? Că nu mai sunt numai 2 ani până la 18. De aia e fain 16. Deja la 16 începi să-ți faci vise cu privire la prostiile pe care o să le faci când o să ajungi adult. Că diavolul vine la mintea copilului de 16 ani și acum nu le poți face pe toate, că ești minor. Dar nu mai ai numai 2 ani. Pe când ajungi de 18 ani, dacă vrei, fugi de acasă. Dacă vrei, începi să bei. Dacă vrei, poți să faci toate prostiile, să te distrezi cum vrei. Și e foarte fain. Do we call it sweet 16? Is that a known term? Cunoaștem termenul acesta, sweet 16? Ăia de 14 ani, wow! Abia aștept. Împăratul ăsta la 16 ani a început să caute pe Domnul. Cu un bunic care a dus rușine împărăției lui Israel și s-a pocăit la bătrânețe, și cu un tată de două parale care a trebuit să fie asasinat. Se ridică un băiețel la 8 ani și la 16 ani începe să-l caute pe Domnul. Extraordinar! E posibil la 16 ani să începi să-l cauți pe Domnul? În seara aceasta aș dori să fac o chemare pentru mine, pentru toți tinerii de 16 ani, de la 16 ani în jos, și pentru toți tinerii de la 16 ani în sus, până la cel mai în vârstă, până la 92. Nu știu dacă avem pe cineva mai în vârstă de 92. Sper că îi prindem pe toți aici. O chemare la reformă. Ce se întâmplă cu oamenii când încep să-L caute pe Dumnezeu cu adevărat? Noi vorbim foarte mult de treziri spirituale. Zicem, noi vrem trezire spirituală, vrem trezire spirituală. Și tinerii, băieții, și fetele, și bisericile: Doamne, trimite trezire spirituală, trimite trezire spirituală. Trezirea spirituală e un moment al trezirii. Cum e dimineața? Dimineața, când sună ceasul, unii se trezesc fără ceas. Unii ar vrea să se trezească cu ceas, că ar pune ceasul târziu. Dar ei se trezesc înainte de a suna ceasul.
Dar când sună ceasul, te trezești. Ce înseamnă că te-ai trezit? Ce înseamnă că te-ai trezit? Înseamnă că acum poți să faci ceva, atât. Dar poți să fii treaz și să nu faci nimic. Poți să fii treaz și să stai în continuare în pat. Poți să fii treaz și să fii leneș. Și spui, wow, a fost o trezire spirituală, dar care a fost rezultatul? Păi avem câțiva oameni treji, s-au trezit. Bine, și dacă s-au trezit, ce s-a mai întâmplat după aceea? Păi nimic, numai s-au trezit. Băi, ce lăudăm noi un băiat, zice, mă, să trezește în fiecare dimineață. Nu merge la lucru nici într-o zi, dar în fiecare dimineață se trezește și se spală pe dinți. Grozav băiat. Nu? Cum ar fi mama să se trezească în fiecare dimineață și ea se îmbracă, se spală pe dinți și nu face nimic toată ziua? Așa e că ar suferi de foame și ar chiorăi mațele la toată familia? Ar fi jale în casă? Ar fi mizeria până la geam? Frigiderul gol? Bucătăria fără miros, ar mirosi ea mâncare stricată. Ce fac oamenii treziți? Oamenii treziți apucă de treabă. Și eu despre asta aș dori să vorbesc. Că e important să te trezești, dar trezirea e numai un moment. Pe când reforma e un proces care poate să dureze. Durează un an, durează cinci, durează o viață. Și primul lucru pe care îl fac oamenii care s-au trezit și iau în serios căutarea feței lui Dumnezeu, primul lucru pe care îl fac, elimină idolii și locurile de închinare la Dumnezeii străini. Cuvântul pe care l-am citit în seara aceasta, primul lucru pe care îl face un tânăr care se trezește, un om din lume care nu-l cunoaște pe Dumnezeu, după ce s-a trezit, după ce a trezit Dumnezeu mintea și inima, primul lucru pe care îl face, distruge idolii și dărâmă toate altarele unde el se închină la alți dumnezei. Și nu știu câți dintre dumneavoastră, dintre noi care suntem copii ai lui Dumnezeu, încă mai participăm și mai mergem la aceste altare, mai mergem la spectacole lumești, spectacole lumești. O să spună unii, da, frate Cornel, ai mai predicat despre treaba asta și alții au mai predicat. Atâta predicăm până ne intră în cap și în inimă și ne lăsăm. Ce au copiii în comun cu spectacolele lumești? Ce au copiii lui Dumnezeu, ăia treziți, ăia care caută fața lui Dumnezeu? Ce caută să meargă ei în locul unde Dumnezeu nu este cinstit, unde Dumnezeu nu este onorat? Ce caută să meargă la concerte, la baruri, la meciuri, la competiții lumești, pământești și firești, în care Dumnezeu nu este proslăvit? Acolo sunt altarele altor dumnezei. Altarul idolesc poate să fie în casă, poate să fie în mână. Eu n-am telefonul și iPad-ul, de obicei le las acasă telefonul, rămâne în birou. Dar dacă aș avea telefonul, imaginați-vă că ăsta e telefonul sau iPad-ul, poate să reprezinte o închinare la idoli. La ce te închini când mergi acasă seara, duminică seara, pentru 2 sau 3 ore? La ce te închini? La biserică e greu să stai 10 minute peste program. Dacă să stai 3 ore la Facebook sau la televizor sau la videogame sau la alte lucruri, nu-i chiar așa de greu. E interesant. Primul lucru pe care îl face un om care se trezește spiritual, își omoară idolii. Își dărâmă idolii, dărâmă altarele. La asta ne cheamă Dumnezeu. Iubiți tineri, iubiți frați și surori, să căutăm sursele prin care intră cel rău în viața noastră și să le tăiem. Să le tăiem. Nimiciți și să nimilcim altarele celui rău. Căutați fiecare în viața dumneavoastră și vedeți care aspect din viața dumneavoastră nu place Domnului. Unde vă petreceți timpul mai mult decât împărtășie cu Dumnezeu? Unde se dezvoltă pasiune pentru alte lucruri care nu satură sufletul și de care nu depinde veșnicia și împărăția? Și Dumnezeu să ne ajute să intrăm la demolare. Să intrăm la demolare și tineri și oameni mai în vârstă. Nu-i nevoie decât de o singură generație ca în locul altarului sfânt
să se ridice altare idolești. Nu-i nevoie decât de o generație. Până acum dau slavă lui Dumnezeu că generația mea și generația noastră n-a fost generația aceea care să ducă pe popor la altarele idolești. A fost și rămâne generația care căutăm și aducem pe oameni spre Dumnezeu. Cum va fi generația ta, cel care ești mai tânăr? Ce se va întâmpla timpul generației tale? Vrei să fii unul din aceia pe care folosește Dumnezeu ca să îndrepți inima poporului înspre Creator, înspre Stăpân? Dumnezeu să te binecuvânteze și Dumnezeu să ne binecuvânteze și să ne întărească pe toți să ne facem datoria. Luați în serios acest cuvânt. Verificați-vă viața și vedeți unde sunt altare care nu-L proslăvesc pe Dumnezeu. Unde sunt idolii? Idolii pot să fie și mașinile, și banii, și familia, și copiii. Sunt unii care sunt în stare de dragul copiilor să calce în picioare cuvântul lui Dumnezeu și adevărurile sfinte și au făcut idoli din copii. Sunt alții pentru lucrurile lor, le prețuiesc așa de mult că uită de Dumnezeu. Alții pentru distracțiile lumii sunt de acord ca să renunțe la Dumnezeu și la părtășia sfinților. Frați și surori, primul lucru pe care îl face un om care se apropie de Dumnezeu, dărâmă altarele. Domnul să dea putere poporului său. Apoi al doilea lucru care îl face: reforma continuă cu dregerea casei Domnului. Dregerea casei Domnului. Noi nu trebuie să o dregem, slăvit să fie Domnul că Dumnezeu ne-a binecuvântat cu familii și cu frați și surori care au lucrat bine și ne-au dat în mână și spre folosință o bijuterie. Casa lui Dumnezeu. Suntem conștienți că aici e casa lui Dumnezeu? Știți că aici e proprietar Dumnezeu? Știți că aici e proprietar Dumnezeu? Și știți de ce e proprietar Dumnezeu și nu suntem noi? Că noi suntem temporari, fraților. Noi suntem aici pentru o vreme. Într-o zi, ori ne retragem la pensie, ori ne retrage Domnul în împărăție. Și rămân alții. Noi nu suntem aici stăpâni? Stăpân e Domnul. Casa aceasta a fost dedicată Lui. Știți că modul în care ne raportăm la casa Lui dovedește și oglindește exact modul în care ne raportăm la Dumnezeu? Suntem conștienți de lucrul acesta? Dacă avem respect față de casa lui Dumnezeu, avem respect față de Dumnezeu. Îl vede cineva pe Dumnezeu cu ochii fizici, acum în seara asta, cu ochii fizici, îl vede acum pe Dumnezeu? Nu-l vede. Dar casa lui Dumnezeu, o vezi? O vezi. Suntem în ea. Slăviți să fie Domnul. Știți că principiul acesta lucrează și cu privire la alte lucruri? Ioan spune, cum poți să-L iubești pe Dumnezeu care nu îl vezi și tu îl urăști pe fratele tău? Adică la fratele tău tu te raportezi cu ură în timp ce spui că îl iubești pe Dumnezeu. E posibil? Nu-i posibil. Același principiu. Oamenii care spun că îl iubesc pe Dumnezeu și îl respectă pe Dumnezeu vor dezvolta o astfel de relație și un astfel de respect cu casa lui, cu casa lui Dumnezeu. Un exemplu mai simplu. Nu știu câți dintre dumneavoastră ați împrumutat vreodată o mașină de la cineva. Vă rog să ridicați o mână dacă ați împrumutat vreodată o mașină de la vreun frate. A vă dat cineva o mașină? Mie mi-o da, mi s-a întâmplat. Bun. Dar altceva ați împrumutat, dacă n-ați împrumutat mașina, ați împrumutat altceva de la un frate. Mă gândesc că ați împrumutat. Când duceți înapoi obiectul împrumutat, de ce țineți cont? De ce ținem cont? Obiectul împrumutat să fie restituit cel puțin în condiția în care l-am luat. Chiar dacă cineva ne-a dat o mașină mai murdară puțin, când o întoarcem înapoi, o spălăm, nu? O spălăm, o vacumăm, o dăm frumos înapoi.
și umplem rezervorul cu benzină. Îl umplem cu benzină. Și dăm mașina înapoi și spunem thank you very much. Cel care o primește, cel care o primește înapoi, ce opinie, ce părere își face despre tine care ai împrumutat-o? Mă, ăsta e un om cu obraz și un om care mă respectă. Mă respectă. De ce mă respectă? Pentru că îmi respectă bunul meu. Dar dacă ți-a dat mașina și întorci mașina înapoi și scaunele-s mutate din spate în față sau din față în spate, înăuntru e o mizerie și un gunoi că nu știi, n-ai unde să calci, cu noroi, cu pământ, cu praf, cu nisip, cum e la Arizona, ai fost cu ea în deșert, nu știu pe unde, cu mașina și-i vai de ea, și vii și dai cheile înapoi și rezervorul gol, că nu știu dacă mai are benzină să meargă până la stația de benzină. Și dai cheile, thank you very much, God bless you. Ce părere își formează cel care ți-a împrumutat de tine? Ce, mă, ăsta e om serios? Ăsta n-are niciun respect față de mine, mă. Păi, dar cum ăsta avea respect față de mine? Păi avea o altă atitudine. Cum se face că ne simțim noi insultați? Că zice, băi, nu mă, o mașină, mă, dar ce, tu te închin la mașină? Ți-ai făcut din mașină idol, zici. Ai făcut din mașină idol. Te închin la mașină? Păi nu mă, o mașină. Nu. Dacă-ți vine cineva acasă și începe să-ți mută mobila și să-ți aranjeze lucrurile în casă, sau începe să le strici, iau un topor și un ciocan și dă. De obicei, dacă cineva e supărat pe tine și vrea să te insulte, ce face? Îți împroașcă frontispiciul casei cu ouă. Nu dau idei la nimeni. Dar dacă cineva vrea să-și bată joc de tine, ce face? Aruncă ouă pe casă și hârtie igienică. Suluri de hârtie igienică, le împrăște. Am mai văzut eu prin Arizona și am văzut că se mai practică între oamenii fără Dumnezeu. A fost un timp, cred că și unii dintre tineri, nu știu pe ce vreme, făceau glume. Glume prostești. Ce înseamnă asta? Insultă la adresa stăpânului. Insultă la adresa stăpânului. Stăpânului casei. Frați și surori și tineri și popor al Domnului, ar trebui să respectăm și să cinstim casa lui Dumnezeu așa cum declarăm că îl cinstim pe Dumnezeu. Dacă noi nu respectăm proprietatea lui Dumnezeu, să nu ne batem cu pumnul pe voi, eu îl iubesc pe Dumnezeu, eu îl cinstesc pe Dumnezeu. Așa de mult îl cinstești pe Dumnezeu cât îi cinstești casa. Așa de mult cinstești Biserica lui Hristos cât cinstești părtășia cu sfinții. Să nu spui că iubești pe frați, dar n-ai timp să vii la adunare. Să nu spui că respecti pe Dumnezeu, dar te agați de bănci și cu gumă de mestecat pui în spate la bancă. Gumă de mestecat. Sau rupi, sau calci în picioare, sau te urci, sau te dai peste cap. Și pentru copii, și pentru tineri, și pentru adulți, fraților. Când intrăm aici, suntem pe proprietatea lui Dumnezeu. Noi nu ne închinăm la casă. Noi nu ne-am făcut idol din casa asta. Noi ne închinăm stăpânului casei. Dar dacă îl iubim și îl respectăm pe stăpânul casei, vom respecta și proprietatea stăpânului. Dumnezeu să ne binecuvinteze, fraților. Că trăim într-o generație în care nimic nu mai e sfânt. Nimic nu mai e sfânt. A, ce distruge, strică, ia cerneală, ia pixuri. Stați de vorbă cu, că din când în când așa, mai întrebați-l pe fratele Ted Olar sau pe fratele Ion. Cam cum stau lucrurile? Unde e mizerie mai mare? Unde se vede dezinteres? Și aceasta pentru că am uitat. Am uitat să conștientizăm că stăpânul acestei case este Dumnezeu. Și că ne-a dat casa asta să o folosim pentru gloria Lui. Trebuie să ne întoarcem din nou la această atitudine de reverență
față de ce aparține lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Apoi, în al treilea rând, reforma se consolidează cu redescoperirea cărții legii. Redescoperirea cărții legii. Versetul 14. În clipa când au scos argintul care fusese adus în casa Domnului, preotul Hilchia a găsit cartea legii Domnului dată prin Moise. A găsit-o. Mă face să înțeleg că a găsit-o din întâmplare, a dat peste ea. În timp ce scotea aurul și făceau curățenie, că în timp ce se făcea curățenie și scoteau toate nimicurile și altarele străine și idolii care s-au adus în casa lui Dumnezeu, le-au scos afară și au măturat și au făcut curățenie și au adus argintul, au găsit cartea legii, au descoperit cartea legii. Și această carte o aduc la Iosia. Și vedem atitudinea lui Iosia vis-a-vis de această carte. Și vă invit să citiți în continuare de la versetul 14 până spre final, până la versetul 28. Și vom descoperi aici că primul lucru pe care l-a făcut Iosia, a crezut cuvântul care era în cartea legii ca venind din partea lui Dumnezeu. El a zis, dacă asta e cartea legii, de aici ne vorbește Dumnezeu. Asta a fost prima lui atitudine, atitudine de credință. Iubiți frați și surori, iubiți tineri, generația mileniului 3, îl mai credem pe Dumnezeu pe cuvânt, mai credem această scriptură, o luăm în serios? Sau ne luăm după ce spune toată lumea? Orice am auzit în lumea aceasta, trebuie să mergem înapoi la cuvânt. Dumnezeu să ne ajute. Poporul lui Dumnezeu se întoarce cu fața înspre Dumnezeu atunci când redescoperă valoarea cărții sfinte. Iosia s-a apropiat cu credință. Apoi s-a smerit și a sfâșiat hainele înaintea lui Dumnezeu. Când a citit cartea legii, frați și surori, tineri, când Iosia a citit cartea legii și a văzut ce scrie acolo și ce se va întâmpla cu poporul dacă se depărtează și calcă în picioare poruncile Domnului, a zis, e vai de noi, e vai de noi. A crezut cuvântul, a acceptat și a sfârșit hainele, s-a smerit și a spus, e vai de noi, Doamne, mai sunt șanse, mai sunt șanse. Hai să mergem la o prorociță să întrebăm pe Domnul. Ne mai dă Dumnezeu har? Mai este vreo soluție pentru noi? Mai este vreo scăpare pentru noi? Asta face omul care îl caută pe Dumnezeu. Îi citește cartea și când află în carte că asta nu-i voie, asta nu-i bine, omul zice, Doamne, dar eu le-am făcut pe astea, ce se va întâmpla cu mine? La pocăință, la smerenie, așteaptă să se împlinească ce este scris. Știm că se va împlini ce este scris aici. Și lucrurile bune și cele rele se vor împlini, promisiunile lui Dumnezeu rămân în picioare. A cerut confirmarea cu privire la acest cuvânt și Dumnezeu i-a dat speranță. Speranța noastră, iubiți frați și surori, este că la Golgota, 2000 de ani în urmă, Hristos Domnul a plătit prețul. Ar fi vai de noi. Cartea aceasta ne condamnă pe noi toți. Dar a venit Fiul lui Dumnezeu și a luat locul nostru. Dar asta nu ne dă nouă dreptul să privim cu dispreț sau cu superficialitate cuvântul lui Dumnezeu. Asta ne obligă pe noi să ne întoarcem cu inima spre Dumnezeu. Și în tot ce depinde de noi, să căutăm fața Lui și să căutăm să împlinim ceea ce ne vorbește Dumnezeu. Reforma conduce în al patrulea rând la o reînnoire a legământului. În 34 cu 32 cheamă poporul și a făcut să intre în legământ toți cei ce se aflau la Ierusalim și în Beniamin. Și locuitorii Ierusalimului
au lucrat după legământul lui Dumnezeu, legământul Dumnezeului părinților lor. Când descoperim că ceva nu-i bine în viața noastră sau că am acționat împotriva lui Dumnezeu sau am călcat porunca Domnului sau am sfidat bunătatea și dragostea lui Dumnezeu și dreptatea lui Dumnezeu, ne întoarcem la Dumnezeu și spunem: Doamne, de azi înainte nu mai fac. Doamne, mă opresc. Asta înseamnă reformă. Care-i problema celor care doar se trezesc? Se trezesc, îi cercetează Dumnezeu, le atinge Dumnezeu inima și spun: Doamne, te iubesc. Și cântă și sunt cu mâinile pe sus și laudă pe Dumnezeu. Dar săptămâna viitoare se întorc înapoi. Se întorc înapoi la felul lor de viață, se întorc înapoi la faptele lor și duminică iar vin la biserică și iar îi mai atinge Dumnezeu și iar îi mai trezește Dumnezeu. Dacă ne trezește Dumnezeu, dacă te trezește Dumnezeu, iubitul meu tânăr, întoarce-te la Dumnezeu. Întoarce-te la Dumnezeu și la dragostea Lui. Fă un legământ. Fă un legământ cu ochii tăi, cu trupul tău. Fă un legământ cu Dumnezeul veșnic și spune: Doamne, nu mă mai duc, nu mai vorbesc, nu mai zic, nu mai acționez așa, nu mai mint, nu mai înșel, nu mai bârfesc, nu mai mă duc pe internet unde nu trebuie, nu mai sunt ușuratic, nu mai las băieții să mă îmbrățișeze când vor ei, nu mai îmi vând castitatea pe nimic, pe un blid de linte. Nu mai îmi permit lucrurile care nu sunt compatibile cu titlul și calitatea de copil al lui Dumnezeu. Asta fac oamenii care intră într-un proces de întoarcere la Dumnezeu și de pocăință adevărată. Reforma conduce la o reînnoire a legământului și nu mai pot să rămân aici. Conclud cu ultimul gând. Reforma culminează cu sărbătoarea eliberării, Paștele. În capitolul 35, Iosia cheamă poporul și sărbătorește Paștele cum nu s-a mai sărbătorit de pe vremea lui David. Ce este Paștele? Paștele e sărbătoarea eliberării. Paștele aduce aminte oamenilor lui Dumnezeu de ziua în care Dumnezeu i-a scos din Egipt și i-a dus în Canaan. Îți aduci aminte de ziua aceea? Poți să celebrezi ziua aceea dacă ai făcut legământ, dacă ai făcut curățenie în viață, dacă respecti casa lui Dumnezeu, dacă iubești și trăiești cuvântul, apoi poți să celebrezi. Oamenii vor celebrare fără transformarea vieții. Nu-i vedeți cum la sărbători se înghesuie oamenii? Dacă se dă masă, merge toată lumea, oricine vine. Dacă se dă o masă oriunde, dacă se face o sărbătoare, uitați-vă și în societatea în care trăim, sărbătoare, numai să le spună: măi, și chips and sauce dacă le dă. Și hot dogs, de 25 de cenți, n-are importanță, dar ceva să le dea. Oamenii sunt flămânzi după celebrare, după sărbătoare, după distracție, dar toată sărbătoarea n-are valoare dacă nu e liberarea mai întâi. Dacă nu-i întoarcerea mai întâi, dacă nu-i pocăința mai întâi, dacă nu-i Dumnezeu în viața ta și în viața mea. Dar în momentul în care ne-am întors cu inima înspre casa lui Dumnezeu, înspre Sfântul Cuvânt, în momentul în care ne-am întors cu viața înspre Dumnezeu, putem să celebrăm, putem să sărbătorim și cântările noastre sunt frumoase și au substanță și sunt primite înaintea lui Dumnezeu. Aș vrea să putem să celebrăm și în seara aceasta, să celebrăm împreună toți cei care sunt mântuiți, să-L sărbătorească pe Dumnezeul mântuirii. Toți cei care au păcatele iertate și viața transformată, să-L sărbătorească pe Dumnezeul mântuirii, Sfântul Israel, cel veșnic. Din veșnicie în veșnicie, El este Dumnezeu. Bucură-te în seara aceasta, yes! Dă slavă lui Dumnezeu dacă ești un mântuit al Lui. Dacă într-o zi te-a scos Dumnezeu din lume, dacă respecti casa lui Dumnezeu, dacă iubești cuvântul și îl trăiești,
Dacă ți-ai pus inima să cauți pe Domnul, dacă trăiești pentru El, ai motive să te bucuri. Bucură-te! Dar dacă tot trăiești în păcat și tot te întorci înapoi în păcat, de ce să te bucuri? Nu te mai poți bucura. Dimpotrivă, ești apăsat. Dumnezeu să ierte în seara aceasta dacă mai sunt suflete care trebuie iertate. Vă invit să ne ridicăm înaintea Domnului, iubiți frați și surori. Vă invit să căutăm fața Domnului și să mulțumim Domnului și să glorificăm numele Domnului. Dacă ar trebui să aducem viței și oi și țap și vite și păsări și orice alt fel de jertfă, le-am aduce. Dar nici nu le avem, că locuim la oraș, nu locuim la țară. Nu le avem, nici nu sunt necesare. Dar adu inima ta în seara aceasta, Domnului. Rodul buzelor dintr-o inimă curată. Nu vrei să celebrezi, să te bucuri, să dai slavă lui Dumnezeu că ai fost eliberat. Ești un om liber. Orice om liber trebuie să-L binecuvinteze pe Dumnezeu și să-L sărbătorească pe Cel care i-a rupt lanțurile. Dacă ți-a rupt Dumnezeu lanțurile într-o zi, dă slavă lui Dumnezeu în seara aceasta. Dacă te mai ține ceva, întoarce-te cu pocăință înspre El. Caută fața Lui. Și Dumnezeu să mai rupă lanțuri, Dumnezeu să mai elibereze, Dumnezeu să mai ridice. Și Dumnezeu să ne umple inimile de bucurie. Așa aș dori, frați și surori, când plecăm de la casa Domnului, să plecăm plini de bucurie, că plecăm de la întâlnirea cu Mântuitorul. Mântuitorul care, dacă venim aici, ne face bine. El ne dă binecuvântări și cerești și pământești. El ne poartă de grijă. El ne crește, El ne apropie de El. Și Dumnezeu să ne dea puterea de care avem nevoie ca să facem voia Lui de mâine și până duminica viitoare, să trăim pentru El și să aducem cinste numelui Lui. Așa cum stăm cu toată biserica, ne închinăm și ne rugăm.